ce ai făcut toată vătura cu înțelepciune, ceea ce ai despărțit lumina de întuneric și ai pus soarele spre stăpânirea zilei, iar luna și stelele spre stăpânirea nopții. Cel ce ne-a îngrijit pe noi păcătoși ca și în ziua de acum să întâmpinăm fața ta într-o mărturisire, să-ți aducem ție slujbă de seară, însuși iubitorul de oameni, Doamne, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea ta și o primește ca pe o mireasmă cu bun miros și ne dă nouă această seară de acum și noaptea ce vine cu pace. Înarmează-ne cu armele luminii și slăvește-ne pe noi de frica de noapte, de tot lucrul ce se petrece de întuneric și ne dăruiește nouă somnul ce ni l-ai dat spre odihnă pentru neputința noastră, ferit de toată nălucirea diavolească. Așa, stăpâneam tuturor dărătorile de bunătăți, de-ne ca și nașterile noastre, umilindu-ne să pomenim și noaptea preasfânt numele Tău și cu gândirea la poruncile Tale, fiind luminați să ne sculăm, cu bucurie sufletească spre a lăuda bunătatea Ta, aducând milostivirii Tale cereri și rugăciuni. Pentru păcatele noastre și ale întregului popor drept credincios, pe care, pentru rugăciune preasfinte, născătoare de Dumnezeu, cu milă intercepțioasă,